Pregătirile sunt întoi la Hunedoara, acolo unde weekendul viitor, în 21, 22 și 23 iulie, se vor sărbători zilele orașului. Vor fi trei zile de sărbătoare, iar pe scena amplasată în fața Centrului Cultural Corviniana vor urca artiști de renume. Astfel, vineri, în prima zi a evenimentului, Muzeul Castelul Corvinilor și Grădina Zoologică vor avea Ziua Porților Deschise, iar de la ora 19 va avea loc Parada Portului Popular, la care participă ansambluri de muzică și dansuri pădurenești din județul Hunedoara. De la ora 19 și 30 de minute, hunedorenii sunt așteptați cu mic, cu mare, să se bucure de o zi de folclor autentic. Publicul va fi antrenat de către artiști locali și de către Constantin Enceanu, Sofia Vicoveanca și Nicoleta Voica. Sâmbătă, în 22 iulie, de la ora 19, va avea loc Gala de Excelență, Hunedoreni de Succes, iar de la ora 19 și 30 de minute, un program al artiștilor și asociațiilor locale reprezentative pentru municipiul Hunedoara, susținut de interpreții de muzică ușoară sau populară, ansambluri de dansuri, zumba, balet și demonstrații de karate. De la ora 20 și 30 de minute, pe scenă vor urca Mira, Spike și Zdob și Zdub. Duminică 23 iulie, în ultima zi a evenimentului, pe scenă vor urca Liviu Teodorescu, Antonia și Boniem. Pe lângă spectacolele organizate la scenă, în cele trei zile se vor organiza evenimente pentru copii la Grădina Zoologică, Strandul Corvina, Castelul Corvinilor, Pietonala Corvin și Centrul Cultural Corviniana. Zilele Hunedoarei 2023 este un eveniment organizat de Primăria Municipiului Hunedoara și Consiliul Local Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.